Există ceva mai puternic decât armele nucleare? Oare există o substanță care, folosită într-o cantitate microscopică, poate produce distrugeri de neimaginat? Potențialul distructiv al antimateriei este pur și simplu incredibil. Numai 0,5 grame de antimaterie este suficient pentru a crea o bombă la fel de puternică precum cea care a distrus Hiroshima, iar 1,5 kg de antimaterie ar depăși recordul stabilit de bomba termonucleară țar testată pe insula Novaia Zemlia în anul 1961. Există cu adevărat o astfel de substanță cu o putere distructivă fantastică. Apoi, în 1928, fizicianul britanic Paul Dirac a suspectat prezența antiparticulelor cu încărcătură electrică opusă, iar după 5 ani, el a primit premiul Nobel pentru predicțiile sale. Totuși, primele antiparticule au fost descoperite de fizicianul american Carl Anderson în 1932. Prin urmare, atunci omenirea a cunoscut pozitronul, o copie a electronului încărcată pozitiv. Această reflexie misterioasă a materiei a entuziasmat cercetătorii cu capabilitățile sale. Atunci când antimateria se ciocnește de particulele materiei obișnuite, acestea se anihilează reciproc și emit radiații puternice. Profesorul Frank Close, din cadrul Universității Oxford, specializat în fizica particulelor, a scris în cartea sa numită Antimaterie: ca anihilarea unui kilogram de antimaterie va produce de 10 miliarde de ori mai multă energie decât explozia unui kilogram de TNT. Reacția antimateriei cu substanțele obișnuite este de 1000 de ori mai puternică decât reacția nucleară a uraniului folosit în centralele nucleare. Însă ce înseamnă asta în practică? Explozia nucleară din orașul Hiroshima, Japonia, a avut o forță cuprinsă între 12 și 18 kilotone de TNT, iar numărul persoanelor decedate a fost între 70.000 și 80.000. După o constatare mai amplă, numărul victimelor de la Hiroshima s-a ridicat până la 140.000, datorită efectelor nocive ale radiațiilor. Forța acestei explozii a fost devastatoare și s-a înregistrat pe o rază de 1,5 km. Numai jumătate de gram de antimaterie ar fi fost suficient pentru a reproduce forța acelei explozii. Însă, spre deosebire de exploziile nucleare tradiționale, în urma exploziei unei bombe cu antimaterie nu vor exista reziduri radioactive. Calculele au arătat că în urma unei explozii cu o capacitate de 100 de megatone forță, zona de distrugere absolută s-ar extinde pe o rază de 35 de kilometri de la epicentrul exploziei, iar zona afectată va fi de până la 50 de kilometri. O asemenea forță distructivă poate distruge orice oraș mare de pe planeta noastră, iar pentru acest lucru este nevoie doar de câteva kilograme de antimaterie. Bomba Tsar a fost concepută pentru a crea exact 100 de megatone forță, însă a fost testată o versiune mai mică a acesteia, care a avut doar o jumătate din forța la care a fost concepută inițial. Dar și o versiune mai mică a acestei bombe este terifiantă. Puterea măsurată a exploziei a fost echivalentă cu 58,6 megatone de TNT. Un asemenea nivel de energie poate fi eliberat în urma interacțiunii dintre 1,5 kg de antimaterie și 1,5 kg de substanță normală. Oamenii au simțit suflul și au putut descrie explozia bombei țar de la mii de kilometri distanță de centrul său. Radiațiile resimțite chiar și pe o distanță de 100 de kilometri au dus la arsuri de gradul 3. Unde de șoc ale exploziei au înconjurat pământul de 3 ori, iar prima dată a durat 36 de ore și 27 de minute pentru ca valul exploziei să acapareze planeta. Însă ce se poate întâmpla dacă folosim 10 kg de antimaterie? Ei bine, va fi destul de devastator, iar forța energiei va fi aproximativ la fel ca pe data de 26 decembrie 2004, unde cu tremurul din Oceanul Indian, care a avut epicentrul localizat în largul coastei de nord-vest din Sumatra, în Indonezia, a cauzat cel mai mortal tsunami înregistrat vreodată în istoria modernă. Magnitudinea cu tremurului a fost de 9,2 grade pe scara Richter, iar mișcările plăcilor tectonice au creat valuri cu o înălțime mai mare de 15 metri. Tsunamiul a atins malurile din Indonezia, Sri Lanka, India de Sud, Thailanda și a afectat multe alte țări. Conform diferitelor estimări, au murit până la 300.000 de, de oameni. Multe persoane au fost luate literalmente de apa care se retrăgea în ocean, însă numărul exact al persoanelor dispărute și ucise de această catastrofă rămâne necunoscut până în prezent. Unda de șoc a acestui cutremur a fost resimțită pe întreaga planetă, iar insulele localizate în apropierea epicentrului au fost mutate cu zeci de metri. În urma datelor obținute de cercetători s-a descoperit că energia uriașă eliberată în urma cu tremurului a fost de 480 de megatone de TNT, ceea ce a dus la încetinirea vitezei de rotație a Pământului și a redus durata unei zile cu 2,68 de microsecunde. Ne putem aștepta la o forță similară din partea unei explozii care folosește doar 10 kg de antimaterie. Această energie este suficientă pentru a fierbe 150 de litri de apă pentru fiecare persoană de pe pământ. În istoria omenirii a mai fost un dezastru natural asemănător celui din Oceanul Indian care s-a abătut asupra Indoneziei în anul 1815. Erupția vulcanului Tambora, care se află pe insula Sumbawa, a fost cea mai puternică erupție din istoria recentă. Timp de trei zile, zona aflată pe o rază de 500 de kilometri de la vulcan a fost acoperită de un nor uriaș de cenușă vulcanică, care ulterior s-a răspândit pe o rază de 1000 de kilometri de la locul erupției ca cauzând modificări serioase ale climatului de pe planetă. A fost experimentată o mini-răcire globală resimțită de întreaga emisferă nordică, iar anul 1816 a fost poreclit anul fără vară. Energia totală a erupției a fost estimată la 20 de gigatone echivalente în TNT. Aceeași cantitate de energie ar fi eliberată în timpul exploziei unei bombe cu antimaterie care ar cântări doar 500 de kilograme. Așadar, vreți să vedeți apocalipsa? atunci este necesară detonarea a 2,5 kilotone de antimaterie, care este echivalentă cu energia eliberată de 100.000 de gigatone de TNT, ceea ce 100% ar declanșa începutul unei ere glaciare. Acest lucru s-a întâmplat deja pe Pământ în urmă cu 65 de milioane de ani, atunci când un asteroid mai mare decât muntele Everest a căzut în peninsula mexicană numită Yucatan. Rămășițele fierbinți de rocă au fost ridicate în atmosferă, căzând înapoi pe pământ, aceste resturi rezultate în urma impactului au încălzit aerul atmosferic și au făcut ca planeta noastră să fie asemănătoare unui cuptor cu microunde uriaș. Totuși, o cantitate foarte mare de praf a rămas în atmosferă, iar timp de mai mulți ani razele soarelui au fost blocate și nu au mai putut ajunge pe suprafața terestră. Odată cu instalarea unei ierni aproape nucleare, majoritatea oamenilor de știință au crezut că acest eveniment a dus la dispariția dinozaurilor. Din fericire, crearea unei bombe cu antimaterie este doar teoretică. În realitate, obținerea antiparticulelor necesită o muncă complexă, costisitoare și de foarte lungă durată. Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară, sau prescurtat CERN, folosește marele accelerator Hadroni, un accelerator de particule pentru a crea și a studia antiprotonii. Angajatul CERN, fizicianul Rolf Landua, a declarat că eficiența scăzută a procesului de obținere a antimateriei este cheia pentru siguranța planetei în viitor și reprezintă din fericire inabilitatea de a crea în viitorul apropiat arme distructive bazate pe antimaterie. Potrivit lui Landua, obținerea unui singur gram de antimaterie folosind cea mai avansată tehnologie din prezent ar costa în jur de 1000 de trilioane de dolari. Drept urmare, tot bugetul Americii ar fi suficient pentru a crea doar câteva micrograme de antimaterie. Însă obținerea antimateriei nu este suficientă, încă este nevoie să fie conservată și depozitată, datorită faptului că atunci când intră în contact cu materia normală, aceasta ar fi distrusă instantaneu și va dispărea pur și simplu. Pentru a preveni această sinucidere, oamenii de știință au inventat capcane formate din câmpuri magnetice extrem de puternice și complexe. Cele mai bune rezultate obținute până în prezent au fost conservarea antimateriei pentru nu mai mult de 1000 de secunde, adică aproximativ 16 minute. Și totuși, crearea armelor care pot folosi antimaterie nu este de domeniul o fantastic Fizicienii din cadrul Universității Michigan, aflat sub conducerea lui Carl Kruselnik, au proiectat un accelerator de particule ultracompact, o armă care poate fi pusă în buzunar. Comparativ cu marele accelerator Hadroni, aceasta arată mai mult ca o jucărie și operează în baza tehnicilor folosite de un accelerator de particule descoperit de oamenii de știință din America în anii 1980. Un fascicul de laser care trece printr-un jet de heliu formează un flux de electroni, iar numai o bucată de folie metalică îi blochează calea. Atunci când electronii se ciocnesc de folie sunt formați pozitroni. Apoi un magnet intră în joc care răspândește pozitronii și electronii în diferite direcții. Antimateria este de asemenea un combustibil ideal foarte eficient. Dacă un motor care folosește antimateria ar fi creat, acesta ar fi cel mai eficient din istoria omenirii pentru că 100% din masa substanței obținute și antimateriei va fi convertită în energie. În jur de 10 grame de antiprotoni ar fi suficienți pentru a trimite oameni la bordul unei nave spațiale pe Marte în doar o lună. În prezent este nevoie de un an întreg pentru ca o navă spațială pilotată de oameni să ajungă acolo. Singurul obstacol către obținerea armelor superputernice sau a combustibilului eficient este inabilitatea oamenilor de a sintetiza antimateria într-un volum mare. De-a lungul timpului petrecut până în prezent în cercetarea acestei substanțe, cercetătorii au putut sintetiza nesemnificativa doză de 19 nanograme de antiparticule, doză suficientă pentru a fierbe o cană de apă. Însă ce s-ar întâmpla dacă învățăm să capturăm antimaterie din spațiul cosmic? În cazul acesta, o bombă cu antimaterie va fi creată în viitorul apropiat care sunt consecințele folosirii unei asemenea tehnologii de către criminali? Este posibil să evităm crearea unei asemenea armele tale sau suntem condamnați la moarte? Va distruge antimateria civilizația noastră într-o bună zi sau va deveni cel mai benefic lucru pentru omenire descoperit vreodată? Spuneți-ne și părerile voastre în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!